Trei polițiști din Mehedinți au fost atacați cu un topor și cu un cuțit de doi indivizi. Agenții merseseră acasă la unul dintre bărbați să-l citeze într-un dosar penal, dar s-au trezit din vânați. Ca să scape cu viață, oamenii legii s-au văzut nevoiți să-l împuște pe unul dintre agresori. Bărbatul a ajuns la spital. Ce s-a întâmplat? Un mușcat. Cine? Dar vecinii și polițiștii îl contrazic. Sunt pușcări, deci sunt polițiști. Acum Constantin a auzit că ieșim cu toporul, cu cuțitul peste ei. Polițai trase în el. E vorba de trei polițiști care s-au deplasat în localitatea Oprișor să citeze. De fapt un cetățean să-l citeze, să prezinte la postul de poliție pentru a fi audiat într-un dosar penal. Asta după ce o vecină depusese o plângere pe numele bărbatului. Doar că polițiștii n-au mai apucat să-i dea citația. Când au ajuns la poarta lui... Ieșire cu unul cu furca, unul cu toporul. Se dea în polițiști. Sărie cu toporul, cu cuțutul de pe șef și vătea să două casuri în sus. Nu vă să stea, dese cu pietruie și dese cu toporul cu scăinul în picior. Ați ieșit cu toporul la ei? El intră peste mine. Unde? În curte. Cel de-al doilea atacator a fost imobilizat, iar rănitul a fost dus cu ambulanța la spital. Starea pacientului este relativ bună, e conștient, este stabil hemodinamic și este cu o plagă împușcată la nivelul treimii distale coapsă stângă. Cu siguranță că necesită intervenție chirurgicală. Cei doi scandalagii sunt acuzați de ultraj. Amândoi riscă să stea după gratii până la 5 ani. Descoperire